Odată doamna Chauvin asta, sunt mai bine de 20 de minute de când stăm în farmacie. De câte ori vine, uită Dumnezeu aici. Și onorabilul meu soț ascultă și râde într-una. Oare ce eu fi spun unde se amuză atât? Ah, nu, asta e prea mult. Ia la mâna și o strânge negrușinata și el o lasă, infidelul. E bine, las că vă arăt eu. Cazimir! Cazimir! Stai, că dau eu acum o strângere de mână să mă pomenești. Ce e, frate, ce e? Ce e? Conversația, doamne, și o văd cu tine. Mi se pare prea lungă. Și am observat că îți făcea multă plăcere. Și de ce numai decât plăcere? Fiindcă vorbești o jumătate de oră. Nu vorbești cu cineva o jumătate de oră dacă nu-ți face plăcere. Zău, dar cu dumneavoastră, cum vorbesc de 10 ani? Și unde ai văzut, mă rog, vreo plăcere? Dar vreau să știu ce-ți spunea femeia asta. Ce vrea de la tine? Ce vrea de la că a cumpărat o cataplasmă și o sticlă de acid boric. Da. Și pentru asta ți-a trebuit o jumătate de oră? M-a consultat și în privința bucătăresei care are un absces. Da. Și despre câinele, știi, care suferă de zim de astea, da, de nu știu ce. Cum da, și nu știu ce. Și pentru nu știu ce trebuie să strângă mâna? Mi-a strâns-o profesional, dragă. Se teme că are friguri. Și mi-a luat mâna așa, știi, ca să vă arate că a ei e fierbinte. Da, și tot din cauza frigurilor. Îi râdeai așa, prostește. Să ne exagerăm, dragă. Acum râdeam pentru că așa e firea mea, veselă, deschisă. Un farmacist trebuie să zâmbească totdeauna clienților, nu? Și mai ales clientelor. Da. Cazimir! Ce, dragă? Ce se la tine? Cazimir, ascultă-mă. Tu, într-adevăr, nu mă iubești? Ba da, când ești gentilă, da. Când ești bosumplat, însă nici nu vreau să te văd. Și de la o vreme încoace, nu știu de ce, dar tot bosumplat am stat. Lasă, că nici tu nu ești întotdeauna gentil cu mine. Acum, cum să spun, de ce nu vrei să recunoști că eu nu te supăr niciodată și nici nu stau toată ziua să te spionez, așa cum faci tu? Da, pentru că ți-e prea puțină spasă de tot ce zic și de tot ce fac eu. Asta așa e. În schimb, îți place să te ocupi de doamna Manchon, Chauvin, sau cum îi zice. Cum îi zice, Chauvin? Mă fai să râd acum. Nu zici eu cum îi zice doamna Blanchon. Da, mă rog. Da, ție îți face plăcere să-i schimonosești măcar numele, dacă nu poți să-i schimonosești fața. Fața? Ai față? Ah, pardon, uitasem că pentru dumneata Madame Tirbușon. Blanchon. Da, pentru dumneata desa este mai frumoasă, mă rog, mai cochetă, mai elegantă. Pe când eu... Pe când dumneata te spoie și te împopoțănesc ca o sorcovă. Eu? Sorcovă? Eu mă spoie. Iartă-mă, dragă, nu te spoiești, nu. Te zugrăvești. Asta să zic, aici ai vrut să ajungi. E destul, domnule, de asta, dar să știi că totul s-a sfârșit. Ce m-am apucat? Las că știi dumneata destul de bine. De când l-ai asociat pe doctorul ăsta, Platon Blanchon, dragă, ți-am mai spus, doamnă. Și a venit să locuiască cu dezmățata lui de nevastă. De când locuiesc amândoi aici, m-ai neglijat de tot. Ia ascultă, dragă, uiți că fără doctorul Blanchon aș fi rămas și astăzi un bieschițel care vinde numai chinină și praf de pulici. Toată viața și tras pe dracul de coadă dacă nu i-ar mai fi îmbolnăvit el pe dobitocii din orășelul ăsta care până la venirea lui plezneau de sănătate. Dar și ce nevoie aveai tu de sănătatea lor? N-ai mierea ta purgativă? Mierea mea. Și ce mare pricopseală putea să-mi aducă mierea asta într-un orășel în care toți constipații se lasă să se umple ca un cimpoi decât să ia mierea mea purgativă? Exagerezi. Deloc. A trebuit să vină doctorul Blanchon care să-mi lanseze invenția. Mulțumită lui am putut să-mi organizez o reclamă răsunătoare și astăzi era Cazimir. Azi mi-aduce încă 400 de mii de franci pe an, da, din care 9 ne revin numai jumătate. Păi, jumătate e foarte normal, dar din moment ce Blanchon este asociatul nostru și numai lui, îi datorăm averea noastră. Iar exagerez. Ideea asta aparține ție. El n-a pus decât bani. Tocmai asta e cel mai important și pentru asta îi port eu o recunoștință veșnică. Da, numai recunoștință? Atât. Foarte bine, dar de când el și nevastă s-a locuiesc aici la noi, eu nu mai exist pentru tine. Pe mine nu mă mai consulți, nicio problemă. Și când vorbesc, nici măcar nu mă ascult. Pe cum să te ascult, dragă, când tu țării toată ziunica? Eu când mai lucrez? Vreau să zic că asta e recunoștința dumitale pentru faptul că ți-am rămas fidelă când puteam să te schimb cu ofițerul de la 7 cavalerii. Și că ai azi, dragă, acum mă pasă în scop. Cu colonelul? Da, bine, râs degeaba, să știi. Tu nu mă pune la ambiție, că odată mă hotărăsc. Fii atent, nu crezi că e cam târziu? Au trecut câțiva anișori de atunci. Între timp ai mai crescut? Să știi că nu etatea contează. Zău, păi atunci de ce nu încerci? N-ai decât să cauți și azi un colonel. Dar te previn că n-ai să găsești nici măcar un toboșar. Ce? Un toboșar? Toboșar? Asta e prea mult. O asemenea jignire nu pot să suport. Ia praful ăsta, că-ți trece. Ce? Îmi dai o travă pentru
pentru e o treabă, dragă. Vrei să mă omori? Imposibil, dragă, praful ăsta nu-i stare să omoare nici măcar un purice. Din potrivă, îi face și mai voi. Hai, hai, bea puțin, să vezi, ia spre convingere, poftim. Hai, așa, ia. Ia uite, vezi? Ia uite de la tine. Ia uite, ia stai, dragă, nu te-a citat așa, potorești nică nu știu de frumos. La vârsta ta? Iar încep cu vârsta. Vă să zic, asta e răsplata pentru o viață întreagă de cinste și credință. Să-mi zică mie că nu pot găsi nici măcar. Gata, hai să găsești, dragă, hai să găsești, bine. Nu, 20, hai să găsești. O companie întreagă de toboșare. Gata, ești mulțumită. Hai. Hai, ștergeți ochii, mă supăr, să știți, să poate. Hai, ștergeți ochii frumos și nu te potriviști tu la glumele mele. Zici eu așa. Ia uite că mă cheamă asistentul în farmacie. Așa sunt toți bărbații. Degeaba te sacrifici o viață întreagă pentru ei. Auzi, să nu găsesc eu nici un toboșar. Să-l avem o deștea liniștit, da? Auzi? Încearcă tu și fii bună și mai ales nu mai fi geloasă. Ce rost are dacă să-ți petrești toată viața ascunsă după perdere și după ușor? Ascultă, Casimir, mi-e teamă că iubești pe alta. Uite ce glumesc. Se poate așa, la vârsta mea crezi că mai arde mie de așa ceva? S-au mai văzut cazuri. Bă, crezi că o femeie s-ar mai putea uita la mine? E, lasă că mai sunt și de alea care nu aleg, se agață și dă-i pamă. Mersi. Și apoi tu ești prea delicat ca să le refuzi. Dragă. Ce m-aș face eu dacă aș rămâne singură? N-aș găsi nici măcar un toboșar. Haide, dragă, uite ce s-au moroșit ochii de prânz. Da. Du-te și dă-ți cu puțină apă rece pe față. Ascultă, Cazimir, da. Îmbrătișează-mă. Da, te îmbrătișează-mă. Așa se lacrimă. Și acum du-te. Așa. Uite-l și pe amicul nostru. Bună dimineața, Casimir. Bună dimineața. Bună dimineața. Ai aflat noutatea, domnule Casimir? Care? Eu și cu Paul ne ducem la Nisa să vedem bătaia cu flori. Da. Și seara mergem la balul de la Palatul Municipal. Da. Da, e dorința expresă a Suzanei. Da, mai ales că am un costum super pentru bal. Da, sigur. Dar mâine ne vom întoarce și vom sărbători cu toții cea de-a treia aniversare a căsătoriei noastre. Au trecut 3 ani. Ca un vis. Au și trecut 3 ani de când m-a luat. Da. Și sper că Suzana nu va regreta niciodată că a devenit soția mea. Până acum nu. Sunt tot atât de fericită ca în prima zi. Da? Vă iubesc ca două tulpele, dacă nu chiar ca mai multe, nu? Și când te gândești că, de fapt, nu pe Paul trebuia să-l iau eu de bărbat, ci pe altul, da? Pe care l-am cunoscut la băile de la Roia. Da. Pe domnul Jutare. Jutare. Da. Da. Era un bărbat foarte bine făcut, dar... cam mititel și cam urțel. Da. Nu-i așa, Paul? Ce urțel? Asta era urât de binele. Parcă mi-ai spus că acum se află în America. Dragă, de sud sau de nord? Între. Cum între? În America e, dragă, pe undeva, prin Canada. Așa. Da. Și 6 luni mai târziu, Paul, care era amicul său, m-a condus la altar. Da. Mie mă scuzați, mă cheamă la altar. Pardon, la farmacie. Iată-o și pe doamna Casimir. Da. Bună dimineața, doamnă. Doamnă Casimir, am o propunere. Da. Bună, doamnă. Ce-ar fi să vii și dumneata cu noi? Unde, mă rog? La balul mascat, deghizată. Nu cred că am să vin. Am eu destul bal acasă și mascat și nemascat. Mă rog, dar nu cumva se opune domnul Casimir? N-au, dragă, nici vorbă. Din partea mea n-are decât să se ducă la 7 baluri. Consim bucuros. Nu să ne mai consimți atât de bucuros că doar nu mă duc. Atunci e cazul să mă grăbesc. Trenul pleacă peste 3 sferturi de oră. Da. Pa! Vreau să-mi lipsiți mult. Și cu cât mai mult, atât mai bine. Vai, nu-i suferi pe ăștia, nici moartă. Tu mai ai vreo treabă cu mine? Păi parcă până acum am avut. Dar de ce mă întrebi? Pentru că vreau să fac o baie. Iată o idee genială, du-te și te îmbăiază. Dar de ce mă dorești așa? Nu cumva te jenezi? Păi mine, bă, nici de cum. Ai zis că vrei să te îmbăiezi și eu ți-am spus du-te. Ai vrut să te opresc? E, dumneata nu mă
mai ai acest drept, domnule? Bine, doamne, fă ce știi, dar ia lasă-mă în pace. Vrei, dar nici om sucit, niciodată nu știe ce vrea. E bine, domnule, am să fac totuși o bară. Păi, o dragă, bară vouă mai lungă, cu mac, vreau să spun, și cu muștar. Poate asta o să te mai potolească puțin. Ce mă numești? Nu e prea bine dispus, doamna Cazimir. Așa am văzut. Nu e bine dispus, e mai rău decât un alici. Că și aliciul, cât el de alici, totuși mai strânge țepi câteodată. Ia de loc, nu? Uite așa, mă. Ce fericit ești, doctore, că ai o soție totdeauna veselă, e încântătoare, da, e amabilă. Da, da. Poate așa, știu eu, puțin cam prea tânără. Bine, dar... Nu, te rog să nu mă plângi pentru asta. Da. Mi-ar fi plăcut chiar și mai tânără. Parcă mie nu. În orice caz, știi că mare noroc ai avut, că te-a preferat în locul domnului Justar. Adevărul este că mai mult i-am suflat-o. Cum asta? Da, stai să vezi. Justare ăsta era îndrăgostit până peste urechii de Suzana. Da, ce vrei, s-a evit o afacere urgentă care l-a forțat să părăsească boia și să plece imediat în Canada. Ce crezi că mi-a spus înainte de plecare? La revedere, Blanjon, dar la sănătos, a? Nu, aș. M-a rugat să iau informații despre familia Suzanei și dacă acestea sunt satisfăcătoare, să cer pentru el mâna ei de la părinții fetei. Adevărată și nobilă misiune de încredere. Păi da, mă rog să zicem. Eu cred însă că Suzana nu ar fi fost deloc fericită cu Justarei. Ar fi suferit mult, sunt sigur. Știi, bunul meu prieten Justarei este un om excepțional. Are absolut toate calitățile, dar este așa, un ușurate cu un treanca-fleanca și e și puțin craidon. Mă rog, e de toate așa. Adică chiar ceva mai mult, să știi. Se îndrăgostește de toate femeile. Mă rog, unul de ăsta care... Da, vezi, deci că procedând așa cum am procedat eu, le-am adus cele mai mari servicii categoric la amândoi. Da, și de asemenea. Da, e bine, sigur. Eu nu zic nu și mie de asemenea. Mă rog, deci lucrurile au ieșit de minune. Acum am să te las. Am de făcut o vizită în dimineața asta, doamne Dubo. Tușește? Puțin. Știi că am un sirop admirabil, dar nu reușesc să vând nici două flacoane pe lună. Cu cât îl vinzi? 70 de franci flaconul mare. Foarte rău faci. Pune-l în flacoane mici și dă-l cu 140 de franci. Cu cât e mai scump, cu atât e mai căutat. Iată, e interesantă. Da, și mai ales folositoare. La revedere, dragul meu. Domnule Cazimir, vă caută un domn. Bună ziua! Mă iertați! Mi s-a spus din farmacie că aici îl pot găsi... Pe domnul Blanchon, nu-i așa? Da. Bine, dar nu sunt eu. Păi sunt convins, domnule, deoarece îl cunosc foarte bine pe doctorul Blanchon. În schimb, pe dumneavoastră nu am avut plăcerea și onoarea de a vă cunoaște. Permiteți să mă prezint? Cazimir, farmacist. Clasa întâi. Încântat de cunoștință, domnule, dar... Domnul Blanchon... Doctorul Blanchon, primește în zilnic între orele 13 și 14. Adresați-vă cu încredere, e o firmă onorabilă. Mie mi-e indiferent cât de onorabilă e firma. N-am venit să-l văd ca bolnav, ci ca prieten. Iertați-vă, păi cu totul altceva. Bine, voi s-a luat loc, domnule, vă rog, prietenii prietenilor mei sunt întotdeauna bineveniți, vă rog, cu ce să vă servesc, un sirop de tuse, un plasure, un laxativ? Nu, mulțumesc, nu vă deranjați. Cu Blanchon aș vrea să vorbesc. Și cu doctorul se va înapoi acurând, sigur. Da. Mă bucur foarte mult și... O să-mi facă o deosebită plăcere să-i strâng mâna și să vorbesc puțin cu el. Dar îl cunoașteți de mult. De 9 ani. Da, ți-e prieten și dumitale. E atât de prieten că m-aș arunca și în foc pentru el. Spun așa, ca să știi și dumneata, că dintre toate medicamentele... M-a ascultat? Absolut. Așa, dintre toate medicamentele, cel mai trebuincios și cel mai plăcut e purgativul. Asta e adevărat. Este, dar greutatea e să-l descoperi. Ei bine, domnule, eu l-am descoperit. Domnule, spun ce mai e. N-ai idee când m-am gândit la acest purgativ miraculos care să aducă omenirii fericirea.
Acum, spune și nata, poți să fii fericit când iei sarea mare? Da, te unde? În primul rând că fericirea nu poate fi amară. Absolut! Hai să-mi spui că avem și uleiul de ricin. Și n-avem? Avem! Dar ce gustare! Groaznic! Asta este o bună zi, însă mi-a fulgerat prin cap o idee extraordinară, o adevărată inspirație. Și atunci ai strigat? Eurica! Nu, n-am strigat eu, nu? Am luat un roi de albine. L-am închis în sela de flori, unde am cultivat o mare cantitate de plante laxative. Plante laxative? Da, da. Cred că îți închipui ce a ieșit de acolo. A ieșit o miere purgativă fabricată de albinele dumitale și care ți-a dat posibilitatea să câștigi o avere mare. Nu, că la început nu n-am câștigat nimic, adică am câștigat așa recunoștința câtorva constipați din orășelul nostru. Iată-mă, dar fără să vreau, te-am obligat să ascult toată odiseea purgativului. Nu, dar mi-a făcut foarte mare plăcere. Vezi, nata, în farmacie, greutate, și chiar nu vrei un ceva, o să te ferești. Nu, nu, eu că nu. Greutatea nu este de a crea o specialitate, ci de a o face cunoscută, adică de a o lansa. Bineînțeles, reclama este sufletul comerțului. Bravo, bravo, uite că mi-a venit în ajutor doctorul Blanchon aici, cu 200 de mii de franci. Aha. Și astfel, știi, grație lui, mierea Cazimir este astăzi cunoscută în lumea întreagă. Acum înțeleg de ce îi părți atâta recunoștință lui Blanchon. Wow, sunt atât de recunoscător încât mi-aș da pentru dânsul viața și pe nevastă mea pe deasupra. Iată, draga mea, domnul este un amic intim al doctorului Blanchon. Deci, domnul, tocmai îi povesteam domnului cât de bine mi-a făcut doctorul. Am auzit chiar și ce ești gata să faci pentru el. Da, și zău. Așa, da, ești capabil să mă dai și pe mine unui doctor. Draga mea, asta-i acum, ziceam și așa, mai mult mă lăudam. Laudă-te altfel, te rog, fără să mă sacrifici pe mine. Probabil că și dumneavoastră ți-a adus un serviciu, doctorul Blanchon, nu? Ba chiar un serviciu foarte important, deși de alt gen. Închipuiți-vă. Da. Vreau să mă scuzați numai un moment. Da. Eu sunt chemat în farmacie. Dar nu face nimic. Da. Eu îl aștept pe Blanchon. Da. Serafimo, ține tu companie domnului până ce mă reîntorc. Deci mă caut. Da, bine, păi dar de companie mar de mie. Tocmai acum când se fac baie. Doamna. Da. Și cum vă spuneam, amicul meu Blanchon mi-a făcut un serviciu imens. Da. Acum 3 ani m-am împiedicat să comit cea mai mare dobitocie din viața mea. Adevărat? Da. Întâlnisem la Roia o tânără fată de care mă îndrăgostisem nebunește. Așa, și? Fiind nevoit să părăsesc de urgență Franța, i-am încredințat lui Blanchon taina inimii mele și l-am însărcinat ca, după ce va culege informațiile necesare, să ceară pentru mine mâna domnișoarei Suzana Bayonet. Suzana Bayonet? Da, acesta este numele domnișoarei. O, soția doctorului. Dar luați loc, luați loc și continuați. Ei bine... Blanchon, așa? Blanchon, doamnă, s-a achitat de misiunea încredințată cu mult devotament ca un adevărat prieten. Informațiile culese au scos la iveală că tatăl domnișoarei, distinsul pater familias, era un bețiv ordinar, doamnă. Extraordinar. Ordinar, doamnă, fără extra. Da, și bea chiar atât de mult? Ce temă că usucă, doamnă. Se spune că singurul lui contact cu apa... este ploaia. Dar mă mir cum îl suportă soția lui. E învățată cu cheflii. Doar a fost cântăreață de cafe concert. Cum adică șanteză de local? E înfiorător. Și totuși ăsta e adevărul. Cât privește tânăra fată, idolul meu, se spune că și ea ar fi moștenit de la tatăl său viciul beției. Cum adică, domnule, se îmbată? Se îmbată și ea? Mai rău. Bea de stinge. Stinge, domnule. În sticluța de odicolon, din poșetă, are coniac? Mai ca să vezi cine este doamna Blanchon. Vedeți deci în ce familie distinsă era să intru. Iată deci ce înseamnă cunoștințele la băi. De altfel nu e de mirare. Așa e la băi. Da, da. Într-un fel sau altul, tot intri la apă. Da.
după cât văd eu, s-a spart gheața. E foarte cum se cade acest tânăr. Mă bucur, să știți că vine și doctorul. L-am văzut în colțul străzii. Dragul meu prieten, scumpul meu binefăcător. Eu mă duc să fac baia. Du-te, văd că ești foarte veselă. Eu mă fac baia. Atunci de ce nu faci mai des? Domnule, doamnă, vă duc să-i dau de veste doctorului că l-așteptați. Da. Domnule, dragă, da. Doamnă, dragă, vino, te rog pe aici. Te așteaptă cineva. Eu mă duc, iar mă cheamă în farmacie. Nu pot să fiu un moment liniștit, dar vă rog să stați... Sunt curios dacă s-a mai schimbat. Priez că a făcut o burtă că toate zilele ca orice provincial care se respectă. Justare? Blanchon! Tu? Eu sunt. Îmi venit din Canada. Da. Cu vaporul. Dar ce-i cu tine? Nu te bucuri că mă vezi? Nu, adică, cum să nu? Mă bucur atât de mult că mă mir că n-am făcut o paralizie. Atunci de ce nu-mi întinzi mâna? Mâna? Mâna. Cum să nu auzi vorbă? Nu o mână, ci amândouă. Stai! Ce? De ce sunt mâinile așa de reci? În schimb, e inima caldă. Și apoi e și normal. Când cazi aici ca o bombă... Așa am impresia că nu-ți face plăcere că mă vezi. Cum? Vai de mine! Nu, cea mai mare plăcere, cum să spun? O surpriză atât de neașteptată m-a zdruncinat total. Mai ales de câtva timp eu sunt așa de o sensibilitate deplorabilă. Ia uite. Așadar, ești chiar tu. Așa cred și eu că sunt chiar eu. Da. Îmi dai voie să pun o dată mâna pe tine, așa? Da, poftim, te rog, așa duci. Ăsta s-a țignit de tot. Ele, domnule! Da! Va să zic că ai părăsit Canada. Da. Ia uite ce bucurie pe capul meu. Eu te găsesc prea rece. Da. Sper că o să mă reții la dejun. Da, e, cum să nu? Tocmai vroiam să te rog. Sper că n-ai să mă refuzi. Dimpotrivă, îți sacrific toată noaptea până la trenul de dimineață. Numai atât? Țin neapărat să fiu la Nisa, la bal. Ia uite, te duci la bal. Da, și eu tocmai era să-mi trimit nevastă acolo. Ce bal ar fi ieșit. Și în Canada când pleci? Păi mine. Cum așa de curând? Vai, ce rău îmi pare. Cred că revederea a fost deosebit de călduroasă, da? Ei, nu, tocmai mă așteptam la o primire mult mai entuziastă. Ei, cum poți să vorbești așa, scumpul meu, Justarei? Justarei? Da. Adică, domnule, este domnul Justarei. Da. De ce, n-ai știut? Toate unde să știu, dacă nu l-am întrebat. Vai de mine, știi? Doctorul ne-a vorbit adesea despre dumneata. Doctorul vă iubește foarte mult. Păi, și eu îl iubesc. Și în plus, ei sunt foarte recunoscători. N-am să uit niciodată imensul și dezinteresatul serviciu pe care mi l-a făcut. Da. El este acela care m-a salvat din înghiarele unei creaturi infernale. Așa, un creatură infernală, bravo! Și dacă nu sunt însurat cu această hidră... Nu, lasă. Nu mai are rost să vorbim de asta, te rog. Numai lui trebuie să... Așa a fost un fleac. Care fleac, domnule? Eram nebun după Suzana, pe care o socoteam un înger. Și când colo, îngerul umbla cu stica de trăscă în geantă. Cum? O bețivă, domnule. O bețivă! Și numai el. El! Nu. El, prietenul meu, sincer, devotat. Te rog, nu. Mi-a deschis ochii. Sau invers, i-a închis. Uite-te. Auzi, Justare. Da? Am o idee grozavă. Hai să facem o plimbare prin oraș. Tu cunoști orașul nostru? Nu. E prima oară când vin aici. Mă rog, ce e de văzut aici? Tot. Absolut tot. Da, tribunalul e sos splendoare. Balamucul e magnific. Da. Balamucul? Da, să știi că o să-ți placă atât de mult, că o să vrei să rămâi acolo. Da. Nu. Eu la Balamuc nu merg. Dar de ce să mergi? Se vede catedrala, ospitalul. Mi s-a mai construit o aripă de când a venit în oraș doctorul Blanchon, știi? Da. Sau dacă vreți...
vizitați cimitirul. Da, și ăsta s-a mărit de când a venit doctorul Blanchon. Da. Da? Nu, nu, nu. La spital nu merg și la cimitir nici atât. Ceva mai vesel, nu aveți? Ba da, pușcărie. Oh, da, avem o pușcărie, sistem Ludovic al XIV-lea. Este o splendoare. Știu, știu, o să-mi plac atât de mult că o să vreau să rămân acolo. Nu, nu, mulțumesc, dragii mei, dar toate astea mă lasă total indiferent. Dar ce, dragă, ce? Cumva te-ai supărat ea? E, ba bine că nu. Atitudinea ta, să știi, ne indignează pe amândoi. Ba, păi... Nu se poate atâta nepăsare pentru niște lucruri pe care le admiră o lume întreagă. Nu se poate, nu se poate. Dumneavoastră, ești primul călător care trece prin gras fără să se admire minunile. Se poate așa ceva. Care minunile? Domnule, minunile. Balamucu, pușcăria. Da, da. În sfârșit, zile. Da, bravo, 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 bravo. Și stare. Hai, hai, hai să ne gândim. Stai, stai că nu mai înțeles. Am spus în sfârșit fie să fiu eu primul călător care trece prin gras fără a admira minunile. Ei, nu, nu, nu. Că un om atât de sucit n-am văzut nici la balamuc. Dar nu înțelegi că nu mă interesează. Și te rog foarte mult să nu mai simt că eu nu sensur. Te rog. Cine a uite ce e. Dacă monumentele orașului nu te interesează, atunci hai să jucăm biliard. Biliard? Unde? Pe cum unde? La cafenea. Doar noi fi prin la hale, nu? Îmi pare rău, dar habar n-am de biliard. E așa. Asta nu pleacă de aici cu nata, doamna. Asta e culmea, tot ce-ți propun eu. Dar nu cumva ți-a sărit, Alexandra. Observ că ai devenit foarte nervos. De când nu ne-am mai văzut. Da, fiindcă ai un dar nemaipomenit de a scoate omul din rădări. Asta e. Termin odată cu istericalele astea, că ai început să mă plictisești. Domnule, să știi că eu înțeleg să fiu obraznic, dar nu și nepoliticos. Nepoliticos ești tu. Mie îmi vorbești pe tonul ăsta. Mă rog, dacă nu-ți place, n-ai decât să te întorci la Nisa Brutale sau în Canada. Ei, unde bine, vrei? Chiar așa am să fac. În sfârșit, pleacă. Nu, nu, lasă să plece. Ce înseamnă salut? Înseamnă ce vezi. Adio și n-am cuvinte, domnule. Just stare. Stai, domnule. Nu, da, domnule. Stai, domnule. Stai, domnule. Stai, domnule. Stai, domnule. Stai, domnule. Domnule, vă rog foarte mult, se poate așa ceva. Nu vrei să înțelegi că trebuia să scap într-un fel de el. Dar de ce ai făcut asta într-adins așa? Păi ce-ai fi vrut? Să dea nevastă mea peste el aici? Îți dai seama ce-ar fi ieșit. Dar în orice caz a plecat așa de... Așa de... Ia uite. Uite că m-am întors. Da, da. Domnule Cazimir, fiindcă ai avut dreptate. Nu? Doi vechi prieteni, nu voi, nu, nu, te rog. Doi vechi prieteni nu se pot despărți astfel. Pentru niște pleacuri. Vă să zic că nu există niciun mijloc să ne supărăm. Dacă ține apărare decât să te superi tu, nu, nu, eu nu vreau. Bunul meu, justare. Dragul meu, Blanchon. Așa, da, așa mai merge. Dați-mi voie și eu să mă... Da, mulțumesc. Rămân la tine, dragul meu, o să ne petrecem timpul plecărind. Îți amintirile noastre. Aș vrea însă, mai întâi, aș vrea să... Spune ce... Mă sper puțin. Ah, ai dreptate, eu n-am îndrăznit să spun, dar ești cumplit de murdar, ești ceva. Da, da. Treci, treci dincolo, da, treci dincolo, da, da. Hai să găsești tot ce trebuie. Mulțumesc, nu am să întârzi prea mult. Ba, întârzie, dragă, întârzie, întârzie cât vrei. Spală-te pe îndelete. Da. Și acum ce de gând să faci? Ai vreo idee? Da, spune-mi. Pot conta pe dumneata? Vai de bine, ca pe cel mai bun prieten și apoi în afară de prietenie pe noi ne leagă și purgativul Mielea Cazimir. Da, îți mulțumesc. Spune-mă, ai găsit tot ce trebuie? Da? Da, bine, bine, bine. Să nu vii decât atunci când te-ai curățat definitiv. Adică să fii curat complet. Domnule Cazimir, ascult. Ai să pleci numai decât cu nevastă mea. Acum, unde să plec? La Boliu, la soacră mea. Păi ce să fac cu ea? Cu ea, cu farmacie? Păi, o păzesc eu cu asistenta. Nu. No. Cu asistenta? Nu. No. Nu, no, să că mă duc că să dau niște dispoziții farmacie. Nu cu asistenta. De ce să fie? Vai de mine, Paul! Paul, tu ești gata? Vorbești mai încet, dragă. Vreau să-i pună, dar de ce? E cineva alături. Cine? Un ăsta, nebun. Cine? Nebun foarte nebun pe care mi l-au adus adineaori. Și e furios? Da, este foarte furios. Mama. Mai ales când aude că vorbește cineva tare. Atunci hai să
să ne grăbim, dragă, să nu scăpăm trenul. De ce nu te-ai îmbrăcat tu până acum? Eu nu mai merg. O să te însoțească domnul Casimir până la Bolieu, la maică ta. La mama mea? Dar de ce? La altă mamă n-am unde. Scumpul meu! Da? Scumpul meu, îmbracă-te repede că nu mai e timp. Da, 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 două minute sunt gata. Da, da, te rog, te rog. Ia ascultă, dragă, poți să-mi spui și mie de ce nu mergi tu cu mine? Da, din cauza nebunului. Eu trebuie să stau aici, să-l păzesc. Da? Dar balul? Balul? Spune-mi și mie, balul și prietenii. Eu știu, dar n-am altă soluție. Ce să fac? Bine, dacă tu nu mergi, ce rost are să plec eu la mama, la Bolieu? Pentru că nu e prudent să rămâi aici când ai un nebun în casă. De la un nebun poți să te aștepți la orice. Un nebun e un nebun. Bine, da, pentru tine. Nu e periculos să rămâi? Ei, ce să fac? Iubitule, ce vrea să facă el cu săpunul? E o mania lui, vrea să-l mănânce. Ce grozavie! Eu imediat. Și acum, din cauza nebunului ăstuia, trebuie să renunț eu la tot. Și-mi făcusem o toaletă splendidă. Ia stai. Dar la urma urmei, pot foarte bine să rămân la Nisa și să plec la Bolieu cu trenul de la miezul nopții. Și până atunci, ei bine, până atunci o să rămân la val. Eu sunt gata, gata. Domnule Casimir, poți să-mi spui și mie ce trebuie să facem noi doi acum? Facem așa, în primul rând, așa. Luăm trenul. Luăm trenul și o să mergem la val, da? Nu, nu pleacă, balul mascat nu e în program. Totuși, să știți că mie mi-a face multă plăcere. Mi-a spus, dar dacă nu e, nu e ce să mai zic. Așa, deci nu, noi luăm trenul. Mergem la val, domnule Casimir. Mi-am făcut o doamnă. Plecați repede. La revedere, mica mea, Suzana. La revedere, răutăcesele. Deci știi însă că plec foarte supărată pe tine. Lasă. Răutăcesele. Domnule Cazamir, ascult. Să ai grijă de Suzana. Doamna, plecăm. Da, plecăm la bal. Plecă, a spus că balul nu e în program. Da, eu totuși o să mă duc să-mi iau rochia. Ia, bine, ia-ți rochia, să-și ia rochia. În sfârșit, pot să respir și eu. Justare, nu va ști niciodată nimic. Ascultă, Blanșu. Da, ascult. Sigur că ascult. Ascult, acum ascult orice spune. Ce s-a mai întâmplat cu micuța Suzana? Cu cine? Suzana. Suzana? Suzana. Care? Suzana. Suzana Baioni. Fata aceea pe care... am să iau eu de nevastă. Da. Parcă mi-aduc așa aminte. Știu eu ce mai fi cu ea. Mi-ai scris că era să se mărite. Da, tot ce se poate. Bă, cred că s-a și măritat. Aha. Deci, până la urmă, tot și-a găsit un dobitor. Te rog foarte mult să nu fii obraznic. Ce ai, dragă, iar te-au apucat nervii. Dar de ce te superi când zic de altul că e dobitoc? Mă rog, nu trebuie să râdem de aproapele nostru. De dobitoci? Da, de dobitoci. Pentru că dacă ai avut norocul să nu fii dobitoc din măscare, poți deveni pe parcurs. Zi mai bine, Doamne ferește. Dar nu am de ce. Deci, domnișoara Bahus. Nu, Baione. Bahus, dragă. Nu mi-ai spus tu că trăgea la măsea? Deci uite că și pentru ea s-a găsit un nătăfleț. Străin, să nu fii obraznic, am mai spus. Înțeleg, să înțelegem și pe nătăfleț. Aproapele nostru. Aproape, ei află de la mine că față de aceștia aproape, e bine să stai cât mai departe. Paul! Tot n-a plecat dacă vine aici. Paul, Repede, intră sub masă. Ce ești nebun? Nu, intră imediat. Vine o persoană furioasă. Dacă dă cu ochii de tine, e nenorocire. Că pe mine mă cunoaște. Intră, hai că... De ce mă împingi, copiciu? Da, exact. Da, de acolo, să nu scape o vorbă. Dragă, de ce nu l-ai... Nebunul... Frumos ciorap se poartă la balamucul lor. Am uitat umbrela. Au, mâna!
Scape mâna. Eu, dragă, eu am făcut. Au, au, da, da, am zis, sau dacă nu te grăbești, priezi trenul. Haide, haide, pleacă repede. Au, scape picioarele. Tot tu? Tot eu, eu. Dar tu poți să vorbești și cu gura închisă? Da, sigur că pot. Dar spune-mi, tu n-ai auzit de vocea interioară? Fugi, fugi să nu vină încoace nebun. Da. Fugi când îți... Vorbește mai încet. De ce? E un nebun în casă. Încă unul, dar nu eram destui? E ora 8 dimineața, domnul Casimir n-a venit acasă. Se întâmplă pentru prima oară în cei 10 ani de căsătorie. E, sunt curioasă ce motiv o să găsească, fiindcă bărbații sunt mari meșteri în aceste probleme. Bună dimineața! Da. Bună dimineața! Bună! Doamnă Casimir! Mie nu mi se pare fi tocmai bună dimineața asta. Da, iar s-a sculat cu fața la cearșaf. Eu am o poftă de mâncare astăzi. E ceva de speriat. Da. E bună ciocolata asta. Dumneata nu bei? Ai, mie nu mi-e foame. Mă rog. Și nici Casimir nu-și ia ciocolata? Casimir, domnul Casimir n-a venit acasă. Ce? Cum? Glumești, doamnele Casimir? Domnule, domnule, eu am glumit numai o dată în viața mea și atunci am luat casa foc. Deci n-a venit cu trenul de azi noapte? Nu, n-a venit. Bine, da. El trebuia să sosească cu nevastă mea la Beaulieu la ora 8 seara. Deci avea timp să ia masa și să vină înapoi dacă n-a venit. Mă rog, unde credeți că ar putea să fie? Pe unde? Spuneți-mi. Pe mine mă întrebi? Ei, n-am fost eu ieri aici când a plecat, că-i arătam eu. Ah, da, da, stați, stați, poate că l-a oprit soacră mea să doarmă acolo. Dar de ce nu te-a anunțat printr-o telegramă? Asta nu înțeleg. Nici vorba de telegramă, ah, mizerabilu. Nu dau eu ochii cu el? Da... Da, da, de venit, tot trebuie să vie, nu? Dacă nu vine măcar cu un picior rupt, nu-l iert toată viața. Nu, no, nu, no, bietul Casimir. E, lasă, lasă, nu-l mai băita atâta, fiindcă dumneata ești de vină. Nu, eu... Dumneata n-ai silit să plece. Pardon, eu nu l-am silit deloc. A primit de bună voie să o însoțească pe Suzana, pe nevastă. Probabil că asta și aștepta, ca să ai cu prilejul să-și facă de cap, mai ales cu soția dumitale. Cum mai ales? Pentru ce mai ales? Cum, domnule, dumneata n-ai observat nimic? Nu. Am mai văzut bărbați orbi, dar ca dumneata mai rar. Da, ascultă, stimată doamnă. Da? Nu cumva vrei să mă faci să cred că bărbatul dumitale este îndrăgostit de soția mea? Da, vă să zic că dumneata n-ai observat asta până acum? Nu, tu zici că nu. Pe când îți spun eu că ești orb? Nu. Când o vede, o mănâncă din ochi. Mă rog, numai cu ochii nu-i mare pericol. Dar, nu, 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 categoric eu tot nu cred. Dumneata ai prea multă imaginație. Mai degrabă, dumneata ai multă naivitate. Stai, doamnă, stai. Să o luăm metodic, da? Așa, să admitem că bărbatul dumitale ar fi chefuit azi noapte. După dumneata, trebuia neapărat să chefuiască cu nevastă mea? Da, bineînțeles. Mă rog, și asta ți-ar face plăcere? Nu deloc. Dar m-aș consola la gândul că dumneata ești trădat de două ori. Și de nevastă și de un bun prieten. La asta nu m-am așteptat niciodată, niciodată. Auzi, Casimir, modelul bărbaților, incorruptibilul, virtuosul, îngerul. Hai, mana. No, și Suzana, perla soțiilor. O prefăcută. O prefăcută. Precis că vă înșelați, doamnă. Sunt convins că bietul Casimir, obosit de drum, s-a culcat la Beaulieu și va sosi la dejun cu nevastă mea, sunt sigur. Mă rog, vom vedea. Până una alta mă duc la poștă să telegrafiez soacrei dumneavoastră. Da, și eu mă duc să mă îmbrac. Vai, ce ia uite, a naibii femeie nevasta asta lui Blanchon, domnule. No, mai mult ca sigur că ea s-a îmbătat. Sigur că ea s-a îmbătat pentru că ea voia cu orice preț să merge la bal. Zic, de ce? Adică eu nu, nu, da, așa, că eu am zis nu, că nu e în program și dacă nu e, nu, ce, pormă, ce mai fost, că mai, nu, ba da, să, nu, nu e, să mă omoare cineva și tot nu știu. Ba știu că azi dimineață, la ora 6 și un sfert, m-am trezit pe o bancă de pe culoarul teatrului,
costumat în pierou. Dacă balul se terminase, doamna Blanchon, iau de unde nu-i, au fi venit aici cu trenul de azi noapte. Ori s-o fi dus la Beaulieu. Ha? Nu, că asta nu mai știu. Și la ora asta nici nu mă interesează. Ce important e că... Ia să dur cu puțin, că altfel ca din picioare. Ia să văd dacă s-a sculat nevastă mea. Casimir, te-ai întors? După cum se vede, m-am dat și unde e nevastă mea, e în camera ei? Da, a ieșit adineauri. A ieșit? Da. Ce ai făcut cu Suzana? Ai condus-o la mama ei? Da, acolo e, sau ce puțin așa cred. Stai, ce e cu tine? Parcă ai făină pe obraz. Ei, lasă. Nu cumva te-ai deghizat în Pierrot? Ei, în Pierrot, mă rog, tot ce se poate, dar nu... Mi se pare mie că nevastă ta a avut totuși dreptate. Azi noapte ți-ai făcut de cap, eh? Ce? A zis ea vorba asta? Eu te-am apărat, dar după câte văd n-a greșit. Uite, spune-mi și mie, ce s-a întâmplat azi noapte? Nu, te rog foarte mult. Stai. Te somesc să-mi spui adevărul. Te rog foarte dacă mult. Mă somesc bine. Adevărul este, uite, că habar n-am de tot ce s-a întâmplat azi noapte. E, hai, pe onoarea mea, dacă spun. Da, asta este imposibil. Doctore, mă rog, nu am vicii, nu fac abuzuri. E bine, pentru prima oară în viața mea, azi noapte, m-am îmbătat. O, știi, cui m-a făcut? Înseamnă că a fost la mijloc o femeie. O femeie. Cazimir, ești o forță, nu știi. Spune, barem era frumoasă? Cine? Cum cine? Femeia care te-a făcut să-ți pierzi capul. Foarte frumoasă. Auzi, avea niște... și niște ochi. Doamne mare strângar. Bineînțeles că până la urmă... Dar pare rău, să știi, nu, că n-a fost nimic... De te rog, fuște. Nu, pe onoarea mea, dacă spun că nu, ce mai, nu, n-a fost. În sfârșit, gata, este o chestiune care nu mă privește. Da. Important este că doamna Cazimir să nu bănuiască absolut nimic. Nu e mai pomenit numele, că amețesc, lasă-mă în pace. Foarte bine, dar ce o să-i spun? Ce să-i spun? Îi spun că am scăpat trenul. Nu. Mai bine caută altceva. Las că am căutat altceva, dar n-am găsit. Stai. Ce? Te-a văzut cineva când a intrat? Nimeni, că eu am avut grijă, știi, până am venit prin seră. Am urcat tipir scala și n-am întâlnit pe nimeni. Gata, atunci merge povestea cu trenul. Intră imediat acolo. Ce? În camera amicului? Da. Intră și culcă-te în pat. Mă culc, dar stai că n-am așternut. Vrei acum așternut? Culcă-te pe sarteaș. Când vine nevastă-te, îi spui că ai venit azi noapte cu ultimul tren și că ai preferat să te cuci în camera asta decât să o trezești și să-i tulburi somnul. Înțelegi? Da? Știi că în felul ăsta nu o să bănuiască nimic și nu o să mănânce sufletul cu reproș. Înțeles, din potrivă, o să-ți fie chiar recunoscătoare pentru atenția asta duioasă. Așa, nu știu acum... Când trebuie să mă scol? Lasă, că stau eu aici. Și când o veni nevastă-ta, te înștiințezi eu. Da, stai, cum? Păi cum? Da, o să cânt ceva. Zău, da. Dar ce crezi, stai puțin? Nu vreau ceva popular. Asta e cum. Mai ai și pretenții? Nici are din opere, nu știi? Nu, domnule, nu. Am să cânt și eu așa, ce mi-o trece prin cap. O să ai grijă, să cânt tare. Bine, am să cânt tare. Și cum auzi? Da. Sau suni, sau strigi pe cineva. Am înțeles. Auzi, eu mă duc să mă cul. Apropo, ce mai e cu amicul tău, cu amicul? Care? Cu Justare. Justare? Uh-huh. Justare e bine. Am luat masa împreună și la nou a plecat fără să bănuiască absolut nimic. Mâine se îmbarcă pentru Canada. Astfel nu va ști niciodată că eu m-am însurat cu Suzana. Bravo! Țin să-ți mulțumesc încă o dată. Bunul meu, Cazimir. Pentru ce să mulțumesc? Pentru că ai condus-o pe Suzana la soartă. Nu merit atâta mulțumit. Vai, ce noapte aiurea, domnule, ce noapte aiurea! Ia uite, ca să vezi, virtuosul, nevinovatul Cazimir, a chefuit toată noaptea. Părea un om atât de liniștit și că încolo... Domnul a venit cu Fidelul! Nu, și să știți, doamne Cazimir, eu nu m-am mișcat de aici. Mizerabil, au cumpărat 100 trenuri, dar niciun tren înainte de 11 și jumătate. Da. Cu toată supărarea, tot m-a răzbit foamea. O să-mi iau ciocolata. Dar ce-i asta? E ceașcă, e goală.
Nicola. Da, e... Nu știi cine mi-a băut ciocolata? Eu nu. Trebuie să știi că ai fost aici tot timpul. Cine a băut-o? A, cine? Da, păi eu am băut-o. Ce-ai băut-o? Ce ești? Una nu ți-a fost de ajuns? Da, da, n-ai idee ce bună dispoziție mi-a dat ciocolata. Frumoasă e Veneția, cum aș vrea să mor ea. Bravo, domnule, frumoasă e. Tatăl bea, fiica bea, măsa cântă la șantan, ginerele cântă și el cântă la pucă. Bravo! Cazimira a dormit naude. De ce ai, domnule? Frumoasă e! Ce ai, domnule? Frumoasă e Veneția! Ai un tic muzical? Ce? Este obiceiul meu de dimineață, gimnastica coardelor vocale. E, Roza! Roza, ești acolo? Ai, de mine, asta-i vocea lui. Ai auzit? Dar ce s-a auzit? Păi mi s-a părut că a strigat cineva. Ei, nu vine nimeni! El e! Tu ești? Cum, domnule? Ce? Cum, domnule, erai aici? Păi unde era să fiu? Bună dimineața, Serafimo, bună dimineața. Doctore, bună dimineața. Da, bună dimineața. Vreau să mă scuzați că sunt în neglijet. Da, no, ce făceai acolo, dragă? Păi ce să vă, dragă, m-am sculat puțin cam târziu, dar nu-i de mirare, am venit la miezul nopții, nu? Cum, la miezul nopții? Da. Și te-ai culcat în camera asta? Da, pentru că eu n-am vrut să te trezesc, dormeai atât de bine că zic nu. Ai, dragul meu, Cazimir, cât sunt de fericită. Este, este. Da, te-ai știut de bine în pacea asta. Bravo. Ce-ai zis, acum de ce plângi? Nu, dacă de bucurie, iată, da? Iată omul pe care îl acuzai. Tocmai pe acest soț incoruptibil, demn, loial. Termină odată, domnule, cu glumele astea, te rog. Bine. Să știi, recunosc că am fost o nebună. Mai spune-mi că mă ierți, Cazimir, da. Și că mă iubești. No, da. Și de mâine o să încep iar cu gelozia ta. Iarăză-mă, las. Iată, înainte nu o să mai fiu, te-o jur. Bravo, foarte bine. Dar n-ai face rost să-mi aduci halat. Da, da, nu. Ce zic, am fost tare, hai că am fost tare. Nemaipomenit. Ai dat-o gata pe doamna Cazimir. Dar de ce m-ai lăsat, domnule, să cânt atâta? Auzi, că dormisem de-a binele, știi cum dormeam? Să spun drept, de somn. Bravo! Lasă, că te-aș duc. Stai, dă-mi băie, dă-mi bag mâna. Așa. Bravo! Așa. Așa e că am avut dreptate, estimată doamnă, când ți-am spus eu să nu te mai neliniștești degeaba. Ai fost neliniștită, Serafimo, să poate. Nu știu cum să-ți spun, dar dacă m-ai înșelat, te-aș strânge de gât. Vale, ca să vezi cât de mult te iubește, da. Ce norocos om ești. Da, mersi la fel. Doamne, ce obosit sunt. Da. Eu dacă nu dorm 10 ore pe noapte, da. Eu toată ziua sunt mahmur. Da, da. Du-te și te culcă. Da. Nu, că n-a... Ah, că bine zici. Hai să mă... Dar stai înțe, nu ți-e foame, iubiție? Nu, ba, nu, că am luat o ceașcă de... O ceașcă și la mine. Da, ceașcă, era, da, de bulion. Știi, la bufetul gării azi noapte. Da, de ce o strigă din aur pe Roza? Am strigat? A, de ce? Păi am strigat-o, de ce? Ca să-mi curățe hainele am strigat-o. Nu, lasă că mă duc eu să ți le iau. Trage perderele, să nu te supere. Să nu mă lăsa, da, așa. Doamne Dumnezeule... Pot să mă laud că l-am scăpat pe Cazimir într-o mare încurcătură. Ia uite-te, s-a făcut ora nouă, trebuie să-mi încep vizitele. Ia uite în ce hale sunt haine. După atâta drum nu-i de mirare, doamnă Cazimir. Asta ce-o fi, linte? Nu, mai degrabă confeti. Cum confeti? Și ce caută, mă rog, aceste confeti în buzunarul lui? Știi, în carnaval la Nisa trebuie să umbli neapărat cu confeti. Mai puțin, uite și o factură. Ce factură? Casa Marta, Lambert, Piața Masenau, 18... Un costum de Pierrot, 150 de franci. Ah, da! Eram sigur că în carnaval la Nisa toată lumea este obligată să se deghizeze. Dar și ce e deghizat? N-avea voie să o conducă pe soția dumitale la mama ba, ei? Ba, da, așa este mult mai vesel. O fi, dar mie nu miroase bine veselia asta. Nu, așa e în carnaval, doamnă, așa e. Da. E. Lasă că vedem noi și ce e cu carnavalul ăsta. Da. Cazimir! Ce drag! Vino, să te întreb ceva! Vai, dar tocmai asistise, da. Nu spune ce vrei. Ce sunt astea? Ce sunt astea care? Astea sunt hapuri. Nu sunt hapuri, sunt confeti. Și ce caută în buzunarul tău? Păi ne-au bătut atâta cu confeti că ne-au intrat și în gură, nu numai în buzunar. Da. Dar Martin Lambert, cine e? Nu cunosc nici pe Martin, nici pe Lambert, nu habar. Ia să mă semnă.
Piața? Eu nici pe asta nu o cunosc. Nu cumva la carnaval te-au bătut și cu facturi? Uite, factura de lui în buzunarul tău. Un costum de pierou, 150 de franci. Vai de mine. Ce spui acum? Că ce să spun, că e cam scump. Dar bineînțeles. Și te-ai divizat în pierou. Nu, drag, adică... Bun. Da, ba da, dar stai să vezi cum a fost. Of, dacă nu mă lași. Toți ne băteau cu copii. Eu m-am dus direct la... Și am spus, dragă Martin Lambert, dă-mi un costum. Și el zice, așa, și mi-a dat și m-am deghizat și eu ca toată lumea. Dar nu ți-am spus eu? Stai, și cât timp ai stat tu la Nisa? Oho, adică, nu, o oră, două, nu. Da, și pe urmă? Pe urmă v-a zis la putere, nu-i așa? Așa e. La soacră-mea. Da, la soacră-mea, adică la soacră, da. Păi, da. Și, mă rog, cu ce tren ați plecat la Bolire? Cu trenul de... Exact cu ăsta. E cu care? La ce oră ați plecat? La 7. Nu e niciun tren la ora 7. Păi, tocmai asta vreau să spun și eu, că nu e dragă, știi că nu e niciun tren la ora 7? Nu. Noi am fi dorit să plecăm la ora 7, dar n-am putut, fiindcă la ora 7 nu e niciun tren. Și atunci am plecat timid de la 8. Exact asta am spus, nu e trenul nici la 8. N-ați putut pleca de la ora 8 și 30. Exact, tocmai asta am vrut să spun și 30 și ne tăiat vorba, obiceiul tău, că vezi? Mă rog, și când ați ajuns acolo? Am ajuns, când am sosit, am ajuns. După un sfert de oră. Exact, după un sfert de oră am ajuns când am sosit. Domnule Blanjon, nu te-am întrebat pe dumneata la bani, să spune el. Da, ce să spune, doamne, ce să spune, doamne, ce să spune? Nu vezi că doarme pe el? Cum o să-ți răspundă în halul ăsta? Chiar așa, dragă, cum vrei să răspund în halul ăsta? Tu nu știi că dacă nu fac somnul meu ăsta de 10 ceasuri toată ziua să mă ahmur? Păi atâta știi, că dormi, că încolo... Păi tocmai că încolo. Mă duc încolo să mă culc. Mă lăsați-mă încolo, fac să mă culc. Vai de mine, doamnă, vai de mine, dar nu te credeam atât de bănuitoare. Dar cum să nu fiu, domnule? Uite, mi-aduc aminte că ieri aveam portofel 450 de franci. Cum dumneata ați scotociți prin buzunar? Da, toate din vechiul, de 10 ani. Poți în timp, nu i-au mai rămas decât 3 franci. Dar ce mă rog cu restul de bani? Ce? Nu mă privește pe mine. O să-ți spun eu când s-o scura. Eu mă duc să-mi fac vizite. Asta-i corna, atunci. O notă? Credeam că ați găsit vreun șarpe boa, dar prost mai e și ăsta, domnule, vine cu tot inventarul la casă. Dar e revoltător, faptin. Uite ce scrie numărul 16, două tacâmuri, două sticle Bordeaux, două de șampanie, unize, chartreuse, ananas. Dar zdravă mai bea abstinentul ăsta. Tacan, 248 de franci. Păi dumneavoastră ce zici de asta? Patru sticle de vin și trei feluri de lichioruri la două persoane. Mai la sugativă mai e și nevasta dumitale, domnule. Suzana? Da? Pardon. Nu, prea asta nu dovedește că domnul Cazimir a fost cu nevastă mea. Pardon. Dar cu cine, mă rog? Știu eu, cu prieteni. Nu vedem mai imediat ce fel de prieteni. Iar? Fie-ți milă de el, doamnă, fie-ți milă. Vrei să-l îmbolnăvești cu interogatoriile astea? Doamne, e mai rău ca la poliție. Ai, vino aici, alteratule! Și spune, cu cine ai rămas aseară? Nu. Cu cine ai făcut orgia asta scandaloasă? Pe cine ai îndoca cu șampanie și cu trei feluri de lichior? Lăsați! De ce nu vorbești? Unde? Nu, lăsați-l, ți-a dus bietul de el să se culce, nu-l mai tortura atâta, doamnă. Lasă-l un pic să se odihnească și când s-o scula, îl întreb cât ți-o plăcea. Nu, gata, voi aștepta. Stai puțin, că mai e ceva în buzunarele lui. Cum, doamnă, n-ai mai terminat cu explorările? Uite și șarpele boa, pantofi de damă. Stai, ăștia sunt pantofii nevestei mele. Ce, dar te-ai sigur? Nu, dar din păcate sunt foarte sigur. Bine, dar ce caută pantofii nevestii mele în buzunarele lui? Ia stai. Ai început și dumneata explorările. N-am început, le continui. Categoric, ăștia sunt ciorapii nevestii mele. Dar ce parcă numai un ciorap? Dar ce e scurt de coadă? Nu, uite inițialele, SB. Suzana Blanchon. Bravo, ce mai interesant. Nu. Asta e prea mult. Da, probabil, lucru trebuie să se fie petrecut azi noapte. Nu, să vezi o să se petreacă azi. Categoric, domnul. Și dacă nici noi, doctorii, nu știm cum se omoară un om, păi atunci nu mai știe nimeni. Dar mai întâi vreau explicațiile. Aici, acum, pe loc. Domnule Cazimir! Domnule Cazimir! Trezește-te, canalie! Picioare, mișelule! Ce ai făcut azi noapte cu nevastă mea? Ce ai făcut? Ce caută pantofii ei în buzunarele dumitale? Mergi-o rapid? Vorbește-te,
Nu, lasă, lasă. Nu vezi că nu se mai ține pe picioare, lasă. Imediat, intră, intră. Stai, stai, că sunt deștept eu imediat. Nu, acum categoric nu mai putem face nimic. Să lăsăm să doamnă de ceasul. Eu plec în oraș să-mi fac vizitele. Când o să se trezească, îl fac eu să vorbească. Mă rog, îl fac eu să vorbească. Culcă-te, mizerabil, dormi, bețiv ordinar. Hai, dacă știi ce te așteaptă la trezire, nu te-ai mai scula niciodată. M-au demontat de tot. Bine că m-au lăsat în pace. Mă duc să mă culc în patul meu și o să mă închid pe dinăuntru ca să nu mai scarmene ăștia. Auzi, famul, auzi! Mișelul! Și cum, domnule, dumneavoastră, ai fost atât de prost să crezi? Pardon de ultimul cuvânt. Spuneți, doamne, nu vă jenați, fiindcă așa e, am fost un prost. Că l-am crezut pe mizerabilul de Blanchon, prietenul devotat. Sincer, generos, că puteam eu să-mi închipui că am să fiu trădat în felul ăsta. Tatăl meu e virtutea personificată, iar mama mea e o sfântă, domnule. Și e mira îndrăzut să spună despre ei cele mai nerușinate lucruri. Este un laș și e nebun. Ei, lasă, nu-ți mai face sânge rău de vreme ce nu e adevărat. Să știi că nu e adevărat. E o calomnie. Sunt convins de asta. Și a bătut joc de dumneata ca de un inocent. Da, puteți zice și prost, așa e, nu e nicio problemă. Mă rog. E și cum zici dumneata, dar te cunoști mai bine. Îți dai seama că dacă el nu urzea toată ticăloșia asta, azi erai nevasta mea. E așa că asta cere răzbunare. Absolut. Și o să mă răzbun crunt. Bine, spune-mi, te iubește? Mă adoră. Este așa că am o idee. Oh, ce bine că mi-a venit. Fiindcă ți-a spus că beau, da, am să-i spun că azi noapte m-am îmbătat. Dar cu cine? Domnul Cazimir. E, dar azi noapte nici nu l-am văzut. Unde era? Dormea în vestibulul teatrului. Păi după ce l-am îmbătat, m-a condus la bal fără voia lui. Fică balul, știi, nu era în program pentru el. Da, cred că ideea asta cu domnul Cazimir nu o să aibă efect. Nu se sperie el, Blanchon, de un biet spițer care nu mai e nici tânăr, iar frumos n-are când să fie. Ei, lasă, domnul. Am eu o idee mult mai bună, o să vezi. Bine, dar sper să rămâi la noi, la masă, nu? Bineînțeles. Așa, eu mă duc să mă schimb. Dumneata vei găsi în cameră tot ce-ți trebuie, nu, da? Nu, că cunosc camera, am mai folosit-o în tip de nebun furios. Și asta tot datorită bunului meu prieten Blanchon, că dacă n-ar fi fost el, azi erai nevasta mea. E din adumii tale, domnule. Dumneata l-ai trimis să-mi ceară mâna și vorba aceea. Ce-și face omul cu mâna lui? Ah, draga mea nevestică. Nu mai îmi spune așa, că asta mă îndeamnă. Să-l înșeli? Din potrivă, să-l iert. Ah, nu! Voi răzbuna crunt pe această canalie, pe acest fariseu! Ce te face că nu știi nimică? Abar n-ai dacă s-a măritat Suzana. Și nici cu cine? Marex Croc. Și poftim, fata asta care trebuie să fie nevasta mea, acum este nevasta altuia. În sfârșit. Mă duc să trag un pui de somn. Și în timp ce voi dormi, am să mă gândesc la cea mai cumplită răzbunare. A sosit și tu, parfele. Doamne Cazimir! Doamne Cazimir! Și te-ai întors? Da, doamne. Uite, ți-a venit o telegramă. Răspunsul. Da. Și o să vedem ce scrie. Să vedem. N-am văzut nici Cazimir, nici fica noastră. Aha. Semnează soacra dumitale. Cred că sunt convins că nici n-au călcat prin bolii. E clar. Du-te și-l scoală imediat. Trebuie să-mi dea pe loc o explicație. Lasă că nu văd eu minte. Palmele de din aur au fost un mizlic. Acum, categoric nu mai e niciun dubiu. Dacă n-au fost la bolii, înseamnă că au petrecut la restaurant împreună. La parole. Foarte bine. Așa. Iubite, păcătosule. Doamne, dar stați puțin, dar ce se întâmplă? Dai buzna peste mine și niciuna, nici două, măi, la palme. Ba, de mine e
iartă-mă, domnule. Am crezut că acolo e bărbatul meu și pentru că era întuneric, nu mi-am dat seama că ești dumneata de când după șaptea palmă. Care șapte, doamnă, că au fost vreo 14. Da, știi că mie mi-e greu să număr pentru întuneric. Așa să primești prietenii? Da. De unde era să știu eu că ești acolo? Acum o oră în camera aceea era Cazimir, care se culcase. Bine, care dar medicul ăsta unde o fi intrat? Eu nu l-am văzut, doamne. Păi ce scrie în camera noastră și stau cu ea pe dinăuntru? Da, intru eu peste el prin baie. Acum să te ții trântala, că de fapt cu dumneata abia mi-am făcut încălzire. Doamne, acum să vezi. Că ziceai că azi pleci în Canada. Ziceam, dar între timp mi-am schimbat hotărârea. De ce, domnule, de ce? Fiindcă ieri seara ai fost atât de amabil cu mine și m-ai rugat cu cerul și cu pământul să mai stau. Atitudinea asta, da, m-a mișcat profund și m-am hotărât să-mi amând plecarea cu încă o săptămână. Ce ai spus, o săptămână? E, acum mai zici că nu-ți sunt un bun prieten. Am trimis, de fapt, să-mi aducă bagajele. Aici? Da, 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 mi-am luat și camera în primire. Oh. Acum am venit să mă culc. Am dansat toată noaptea. Nu uita să mă scol la dejun. Bine, 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 fii liniștit. La revedere. Uite, ia uite, asta mai lisea acum. Ce naiba mă fac eu cu el? Ah, cel mai bun lucru e să-l închid în cameră. De acolo n-are cum să scape. Habar n-am. Zău? Da, zău. Dar pantofii și ciorapii, cum au ajuns în buzunarele tale? Spune. Ai dat o pantofii și mele. Ai zis să faci. Nu, 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 eu, nu știu nimic. Știu doar atât. Ah, asta știu. M-am îmbătat. Ai îmbătat în seara? Da, da, pulbere m-a făcut. Ai văzut, domnule Blanșon, știam eu bine că nevasta dumitale o să-mi corupă bărbatul. Păi nu, zău, și dumneata crezi într-adevăr ce spune el? Nu, eu spun adevărul, uite că m-am întors la casa azi noapte. Nu, nu, mai precis, mai precis la 5 și jumătate, azi dimineața. Cum? Așa a fost. Hai, trebuie puțin, abia azi dimineața a venit acasă? Bineînțeles. De fapt, el ți-a băut ceașca de ciocolată. Cum te eu, dragă. Auzi, dumneata, că te trăncălești ca o moară stricată. Ce poftești, domnule, ce poftești, domnule? Ia uite, ei, bine, află că pe mine nu mă speri. Am mai păscut noi dăști. Ia te rog, fără păscut, auzi? Ce, că n-am ajuns să-l lăptuc a dumitale. Ne răpui, mai curând. Bine, bine, până atunci te promet să-mi spui unde este nevasta mea. Nu știu. Dar cum? Ce ai făcut cu ea, familule? Ia uite la urmă. Răzbunare, răzbunare. Răzbunare. Nu, răzbunare. Nu, răzbunare. 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 Mă să mi jupta râul! Hai cu mine, dar cine v-a invitat? Dar de ce? Ca să nu mai putem întâlni, bineînțeles. Ah, între cei mai care găsite, că sunt tot în smoking. Când? N-am haine să mă schimb. Nu, nu vrei să-ți împrumuiște haine de ale soțului meu? Ah, mi-ar face chiar plăcere. Mă duc să ți le aduc. Deschide fereastra care dă în grădină să ți le arunc. Să nu, să nu poate nimeni. Ia bine, la ce se face? Ascultă-mă! Nu mai insistă, domnule! Operul mea e luat! Nu ți-am jurat, dragă! Jurămintele dumitale sunt deprisă! Eu când zic o vorbă, vorbă! Să la tine! Viteare în momentul când asta pe care îi dați jocorițul! Cu părpală, nu ți-am spus, frate, că nu e nimic adevărat! Ce mai vrei? Nu mai vreau nimic! Eu mă duc să-mi fac băgare! Ce șerbă, unde să te duci? Răpa mea! Nu, nu știu eu să-mi găsesc cum tău răpa! Răpa, ascultă-mă, uite, în jur de mine la Cazimir, că n-am făcut nici grafico! Îi nebunesc! Nu, nu vor veni în fine când în niciun tip. Este ori posibil să mă înșel. Și cu cine? Cu cine să mă înșel? Ah, în sfârșit. Iată-o. Bine ai venit, doamnă. Bine ai venit. Cum îmi da? Cum te mai simți? Eu? Da. Apropo, bolnavul la care ai fost chemat, e mai bine? Da, mult mai bine. Da? Vai, săracul, ce te faci? Nu știi cum o da, și mâine. Viile. Da, nu, nu. Da, nu, 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 nu pot să cred că a putut să mă înșele, nu tot, nu tot. Sau nu știa să urmă. Eu am un efectul meu soț, da. Eu mă duc să mă ocup de masă. Da, ascultă, Suzana. Te rog să lăsăm masă și să intrăm în subiect, da. Te rog. Te rog să răspund sincer la întrebările mele. Ah, domnul
pune și întrebări? Da, uite că pune. Pentru ce te-ai dus la bal mascat? Nu mă distra. Mă rog, nu e tocmai acesta adevărul, dar... Ba da. În sfârșit, și de ce te-ai dus fără mine? Da, tu ești de gină. Nu hotărâsem să mergem împreună încă de acum 15 zile și deodată, hop, Domnul nu mai vrea să meargă. De ce, mă rog? Da, 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 așa e. Păi, de ce, nu știi? Ieri am primit pe cineva care... Pentru că era nebun. Da, era nebun. Era un nebun foarte curios și nebun. Da, și pe care familia sa trebuia să vină să-mi ia la ora 10. Da, exact. Și mai știu că acel nebun curios nu era altul decât cel mai bun prieten al dumitale. Da, da. Domnul Justare. Da, da, cine ți-a spus? Cine? Da. Domnul Fazinti. E bine, Suzana, îți spun tot adevărul. Da, domnul. Așa e. N-am vrut să dai tu ochii cu Justare. Și pentru ce? Pentru că el ți-a făcut cândva curte pe când erai la Roia. Da. Și eu? Da, 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 nu, 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 nu. Și pe când asta, că-i temut? Da. Și cred că am avut motiv. Așa că e. Vă să zicem, după părerea dumneavoastră, era de ajuns să-l ferește domnul Justare ca să rămân fascinată de prezența lui, nu? Nu, 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 nu spun asta. Nu știi, dar o gândești. Deci asta e toată încrederea pe care am reușit să te împiedic cu soția ta. Îți mulțumesc, domnule. Cu plăcere. Ei bine, doamnă, cred că am avut tot dreptul să mă îndoiesc de dumneavoastră. De mine? Da, doamnă. Votarea dumneavoastră de azi noapte îmi dă cu prisosință acest drept. De ce nu m-aș fi temut de Justare, care e mai tânăr decât mine? Și nu prea arată. Bineînțeles, trăcând peste faptul că este destul de urât. Ia-o, ia-o, ia-o. Să știe, nu trebuie să mă părăt, că nu face vă. Așa da, așa da. Domnul meu, da. E greu să mă convingi. Și apoi, nu știu, traversul? Care? De gustul. Non disputando. Ah, sigur că știu. Suzana, mica mea, Suzana, spune cel puțin că nu e nimic adevărat. Adică, ce să nu fie adevărat? Aventura ta de azi noapte pe Cazimir scoate-mi această chimitoare bănuială din sufletul. Nu pot. De ce? Cred că te poți atât de drăguț cu mine încât consider că a fi foarte urât din partea mea dacă ți-aș spune tot adevărat. E bine, eu suport orice. Și faceți, dragi soția. Atunci fie. Ajutându-i este. Nu știu dacă și tu ești la fel așa ca mine, dar eu când sunt băută, da. Eu îmi pierd capul. Ce ai spus, băută? Da. Tu ai râs? Da, eu, așa am făcut. Nu, râsul de adineaura era altele rău. Se poate, da, se poate că, știi, am și eu o voce interioară care râde. Ei, da, știi, da. Ce-ți pasă? E o nebune și tu râzi pe toate voțele. Deci, tu zic că nu știi ce s-a petrecut azi noapte? Nu, nu, nu știu nimic, fiindcă nu mi-aduc aminte de nimic. Înseamnă că era... Da, e seama, dragul meu, nu știu cum să spun, după șampanie de clor, după liter, iată șampanie, iată șampanie și în sfârșit faptul... Consumat, dragul, consumat. Da, iubitele, eu mă duc să văd totuși de masă. Da, bine, bine, bine. Uite, uite, domnule, parcă e scris să nu pot afla nimic din cele ce s-au întâmplat. Stare. Dragul meu, am dormit ca un senator, dar ia spune-mi... Da, noi nu mai mâncăm azi. Să mâncăm? E să fii sănătos, dar am terminat masa de mult noi. Zău, pe ce o e? Trei. O fi, dar să știi că mie mi-e foame. Cu cât de ea?
cine doarme nu mănâncă. Mulțumesc, dar am dormit destul. Apropo, nu știi cine m-a închis cu cheia? Nu știu, dragul meu. Dar am fost nevoit să stau pe fereastră, în grădina. Vai de mine, dacă îți dupeai vreo mână sau vreun picior, ce păceam? Și nu ești doctor. A, da. Rămâneam la tine până mă vindecam. Da, sigur, sigur, rămâneai la mine, dar știi ce? Du-te și te culcă. Am dormit destul. Niciodată nu-i prea destul, să știi. Stai, da, ce-i cu haine asta? Am găsit-o în camera mea. Apropo, nici nu te închipui ce mi s-a întâmplat azi noapte. Lasă, lasă, că nu închipui altă dată. Acum n-am timp. Auzi, crezi că mi-a aduce aminte de Suzana? Ce? Ce-i cu ea? Ce-i cu ea? Fără să ne mare, domnule. Ce? Da, da, da. N-are rost să mare. Puteți, tot n-ai timp. Ba, am, am. Nu, am, 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 spune, spune. Nu, te rog, spune, spune. Haide, domnule, spune odată. Suzana, despre care vorbeam ieri, frumoasa Suzana. Așa. Spune, ei bine, scumpul meu, am întâlnit-o azi la bal mascat. Da, de știi? Nu știu, domnule, nu știu absolut nimic, am văzut numai. Pentru că mi-ai spus că azi noapte te duci la bal mascat și... Spune-mi, te-a văzut, te-a recunoscut? Ba chiar m-a luat de braț și a început să mă tachineze. Și era singură? Absolut singură, cu vreo 20 de Don Juan care îi băgeau curte. Și desigur, ea i-a pufat punct. Să spun drept, n-am prea observat semnul ăsta de ortografie. Ba din potrivă, era foarte vesel și la fiecare sărutare pe care o primea, izbucnea o hohote de... Cum? O sărutau? O sărutau, dar răsuna strada de pupături. Nu se poate. Dar avea săraca o scuză. Nu prea era în apele ei. Abia se mai ținea pe picioare, se clătina ca o geamandură. Cum adică ca o geamandură? Aoleu, ca greu mai trece. Era beată moartă, doamne. Zici că i-ai vorbit? Doamne, s-a mult în două. Apropo, să știi că ai avut dreptate. E măritată. Ea ți-a spus? Da. Și să știi, da, nu, și eu am avut dreptate. Care dreptate? E măritată cu un dobitoc. Domnule, te-am interzis să te mai vezi de dobitoc? Mă rog, un fel de nătăpet, un om de paie. Hai, lasă paiele, lasă paiele. Ce ai, domnule, cu bietul om? Poate suferă săracul, nu poți să știi. Fiecare are necazurile lui, paiele lui. Mai bine spune... Nu știu, ce s-a mai întâmplat după ce ați vorbit? Ce sunt, de ce? Am început să-i fac cu... Ce? Și tu? Ajutare, spune-mi. Te-ai uitat mai întâi în oglindă? Să știi că ea a fost de altă părere. În sfârșit am început să dans. M-am descurcat cam greu din cauza că ea nu-și prea ținea echilibru, așa că... trebuia să o țin foarte, foarte strâns lângă mine. Acum mai fac harakiri. Zi, zi, prieteni. Apoi am luat masa singur, singurei. Și pe urmă? Pe urmă, da, curios mai ești, domnule. Ca să nu zic indiscret. Dar ce naiba, sunt lucruri pe care un om bine crescut, nobil și discret, nu poate să le spună. Și, în definitiv, ce te privește pe dumneata? Da, uite că mă privește, auzi? Vreau să-mi spui tot ce s-a petrecut între voi amândoi. Spune acum, fiindcă peste 5 minute nu o să mai poți. De ce? Fiindcă morții nu vorbesc. Ce e nebunit? Da. Nu, vrei să mă tânde atâta? Vorbește, că auzi să vii să-ți dă normală. Păi nu mai răspunde mine! Mă rog, cum? Dumneata ești? Da, dragă, eu sunt dobitocul. Omul de paie. Uite că mă supăr. Dar nu crezi? Cum nu crezi, domnule? Cum nu crezi? Dacă spun eu că sunt, sunt. Spune și tu, dragă. Da, spune. Da, el e. Socul meu. Cum? Dumneata? E meritat? Cu Blanșon? Da. De 3 ani. Asta abia acum?
Păi ce nu mi-ai spus-o de azi noapte? Ce am spus azi noapte? Că sunt măritată? Cum Năstăfleț? Dar nu mi-ai spus cum îl cheamă. O fi crezut că nu-i greu de ghicit. În cazul ăsta te asigur, dragul meu, că tot ce ți-am povestit mai azi neauzi nu este deloc adevărat. Nu-i așa? Da, e adevărat. Chiar rău, dar pe cinstea mea am exagerat. De pe jos, domnule, de pe jos. Oi fi eu de paie, dar în niciun caz hrănit cu paie, ca să mă duci dumneata cum vrei. Și până una alta, fă bine și dezbracă-te de faina mea și în camera dumitale. Da, da, poftim în camera ta. Și să nu te fuie naiba să ieși de acolo, că spun de milă, să știi. Mă rog, dacă asta e dorința ta, eu întotdeauna mi-am servit prieteni. Da, mie îmi spun. Domnul meu, am uitat să spun că te-a stat o persoană în farmacie. Da, n-are decât aștepte. Acum am altă treabă eu. Zice că vrea să te achite o notă. Da. A, bine, atunci mă duc. Tot n-ai intrat în cameră? Nu, tocmai e. Și să știi că dacă te împinge dracul să ieși, te împușcă. Bine, 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 dar să știi totuși, am exagerat, să știi. Enigma se complică și mai mult. Care din doi, Cazimir sau Justare? În ceea ce te privește, Suzan, vorbim noi mai târziu. Doamne, doamne, înainte, bărbații! Ascultă, nu grăbește, dragă, nu grăbește, nu capul! Hai să ce scrie, nu-i dă nimic! Hai, hai, hai! Ești prea amabil, nu te vezi mai târziu să-mi iau cu ferele. Abilule, acum, atunci am înțeles. Pleci? Da, nevastă-mea se duce să-și petreacă restul zilelor la o mătușă ei la țară, o bătrână paralitică, nu? Că o să petreacă de minune acolo, nu? Doamne, ești într-adevăr supărată din cauza petrecerii noastre? Mai, ce-i din ochii mei, fatală! Uite, fiindcă mi-ai vorbit frumos, mă duc în pădă. Ce femeie, Dumnezeule, ce femeie! În locul dumitare, însă, n-aș pleca până n-aș da foc la casă. Și acum am plecat, doamne! Auzi? Ce-ți mai pasă de la acum când văd că ești atât de hotărâtă să pleci? Da, ce-ți hotărâtă? Eu să-ți zic o vorbă? Păi știu, tu că zici o vorbă, vorbă rămâne, atunci și adio, gata. Și drum bun, hai! Și multe complimente mătușii tale. Să nu încerci să mă rețin. Eu să mă trăiască. Te prezint, ești timpul degeaba. Adică e neapărat nevoie să te îmbrățișez acum. Nu, 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 te-ți puteți. Păi atunci ia certificatul ăsta, ia. Care? Care certificat? Uite, ce scrie, certific în prezent, dacă numita Serafima Bignol a stat la mine timp de 10 ani și 3 luni în calitate de soție legitimă. În tot acest timp nu am avut amătrânge decât de gelozia și caracterul ei sucit. Ai nerușinat! Dacă n-am terminat de acolo. Mă despart de ea cu cea mai mare plăcere, drept pentru care i-am eliberat prezentul certificat, pentru a-i servi la nevoie, inclusiv în cazurile de toboșat. Că bine, ești chiar atât de bucuros că scap de mine. Bucuros e puțin spus, dragă, sunt nespus de fericit. Așa, era atunci nu rămâne. Păi eram sigur, tu când zici o vorbă... Da, lasă vorba. Te-am înțeles că nu-mi trăiți, Stefan. E cea mai bună soluție. Și acum du-te, dezbracă-te, să mergem în seară, să curățăm stupii. Bine, dar să știi că îi curățăm tot separat, să știi. Da. Nu colvinele tale, nu colvinele tale. Bine, scumpa mea, vieste, doamne, n-am văzut ființă mai nehotărâtă. Ah, eram sigur că nu o să plecă seara. Care inima bună? Dar cura o omoară. Domnul Cazimir. Ce poftești, domnule? Numai două cuvinte, te rog. Am treabă cu Adine, gata. Nu durează decât un minut. Ce? Nu ți-am mai spus și zrepești acum că n-a fost nimic între mine și soția dumitale? Da, dar soția dumitale nu zice tot așa. Ei, soția mea, soția mea ce de dragă, e o gâscă nouă de gelozie. Nu, uite de la mine, doctore. Am eu aerul unui seducător. De, cum să spun, faptele probează? Probează că nu probează nimic. Cum? Este mată fie noastră, că... Nu mai pornoase, dragă, pe urmă. Dar dacă ții morțiși că a fost ce n-a fost, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vrei să te satisfaci? Nu e nevoie. Vrei să ne batem? Hai, nu, să ne batem. Nu, m-am făcut de pe cum. Hai, ne batem acum. Ne luăm la bătaie. Vrei să plec cu nevasta dumneavoastră și ne-a dat cu a mea? Aștept răspunsul pozitiv. Eu să-l aștept mult și bine. Atunci mă duc la albinele mele. Sunt probleme mult mai serioase pe lumea asta decât drama dumneavoastră conjugală. Mă rog, care? Urgativ, doctor. Nu are aerul prea sincer ca să mă îndoiesc de spusele lui. Canalia e altul, da. Gâsare! Vino imediat aici! Da. O să-l oblig să se explice. Ia,
Dragul meu, Justare, m-am gândit mult și iată ce am hotărât. Da. Tu ai iubit-o pe Suzana altă dată. Norm. Așa. Acum ai regăsit-o, fără să știi că e măritată. Și ai devenit și mai galant față de ea, cum e și natural. Nu, nu. Da. Dânsa ți-a dovedit suficient că nu ești indiferent. Nu, dă voie, n-aș vrea să-ți închipui că... Nu, lasă, dragă, nu încerca să-mi polești capul. Mai bine fii sincer, ca mine. Mă, dacă zici tu, fie. Deci, în consecință, eu voi divorța. Iar tu o vei lua pe Suzana de nevastă. Asta ai hotărât tu, dar eu nu primesc. Ba, ai să primești, puișor, o să primești. Nu cred, o femeie care te îmbată în iuniune. Nu. Și apoi, nu. Am de gând să mă însor cu o fată foarte, foarte, foarte curând. Da. Problema e ca și rezolvată. Va să zic că de fost. Categoric. Dragul meu, cu atât mai rău pentru tine. În loc de nuntă, o să asiști la propria ta înmormântare. Doar nu-ți închipui că am să rămân până la urmă tot eu dobitocul. Așa crezi, da? Vezi revolverul ăsta? Da. Îl vezi? Da. Ascultă, n-am decât să apăs pe dregaci și bum! Adio, s-a terminat cu jertare. Bine, eu sper că... Nu, speră. Stai, salute, bună, asta depinde numai de tine, jertare. Dar cum? Mi-ai spus că azi noaptea ai cefuit cu nevastă mea. Ba, ai și dansat. Da. Ce drept, am dansat cu ea. Perfect. Acum ai să dansezi pentru mine. Haide, începe. Începe dansul. Începe că trage. Începe, spune. Dar ce sunt eu, ursul Dumitare, să dansez la comandă? Ți-am spus să începe. Bine, dacă ai poftă să ne batem, sunt gata. Fie cu sabia, fie cu pistolă. Mie mi-e tot una. Uite că mie mi-e alta. Nu sunt atât de prost să accept un brin. În ocazic aceste totdeauna, amantul îl nimerește pe toți între coarne. Dacă nu ce? Vrei să ne duelăm, nici eu n-am chef să dansez. Da, o să dansez. Și avem număr până la 3. Da, uite, pot să numeri și până la 1000. Și la 3 apăs pe tregați. Auzi, nu mă spui, da, Blanco, stai puțin, să vedem. Mă, dansez un... Spune. E bine, dacă e vorba de așa, cât că e mai bine să spun tot adevărul. În sfârșit. Spune. Află. I-am povestit nedemn, procedeul nedemn de care te-ai folosit pentru a mă împiedica să o iau de făcut. Na, dragi, precum și despre mizerabila scrisoare în care îmi spuneai că tatăl ei este un bețiv, iar maică-sa cântăreață de santa. Da, maică, acum înțeleg totul. Acum, deci... V-ați bătut joc de mine amândoi. Mai bineînțeles, cheful de azi noapte a fost... Nu, scuza, e foarte ingenioasă, dar eu nu cred un cuvânt din tot ce mi-ai spus acum. Nu cred, am spus tot adevărul și tot nu cred? Nu, cunoaștem noi câte parale face adevărul cu pistolul în piept. Îl repet, nu cred nimic. Cum, n-ai început încă să dansezi? 1. Ia lasă prostiile! 2. Stai, aici să-mi o plătești, unatea scrisă. Da, și dansează mai cu inima, auzi, mai cu inima. Ridică piciorul, ca în lumea azi noapte, erai mai viu, așa e? Acum înțeleg eu, îți lipsește partenera. Haide, saltă! Uite, dacă nu mă crezi, îmi cheamă pe nevasta. Bine, dar joacă mereu. Și cântă. Ce? Cântă? Ce ai auzit? Cântă! Nu, asta. Hai să cânte, a se trag 1. Aoleu, s-a pierdut muntele de tot. Caterina, dragutea doamnă! Nu să știi că m-am săturat de grație, mi-au unei fiice de bețiv. Fiică de bețiv? Eu? Cine? Nu-ți răspund așa cum ar trebui, fiindcă vreau să dovedesc că sunt bine crescută. Bine crescută? Da. Fiindcă unei cântărețe de șantare. Ai ce vă spun? Frumoasă creștere. N-ai decât să fii evrei? Eu nu m-am divizată, vă loc să-l păși să vezi, să-l păreți, mă pute să care adevăr, la urmă? Tatăl ei îmi scânt de capelear, fiindcă lui alcoolică și mama ei îmi scânt de fantastic. De astăzi, domnul Justare, mi-a spus toate astea. Cum nu știu? Dar, hei, dumneata ei, cum așa ceva? Eu, dar micul Blanchot este cel care mi-a dat aceste informații. Acum joacă și tu. Domnule, dumneata ai îndrăznit să spui că tata e bețiv de capelear și mama o cântăreață de
Da, eu. Și pentru care motiv i-ai calomniat astfel? Pentru că eram îndrăgostit de tine și am vrut să te despart cu orice preț de amicul meu Justare. Ah, dar să zic că mai din dragoste pentru mine? Da, Suzana, ți-o jur. În fața acestui argument, n-am încotro. Trebuie să te iert. Oh, îți mulțumesc, Suzana. Vezi tu, ce m-aș fi făcut eu fără tine? Nu știu, eu sunt un bărbat cum se cade. Și spune-mi acum, cum ai putut tu să crezi că m-am îmbătat? Nu, nu, Suzana, acum nu mai cred nimic. Și l-ai bănuit și pe prietul domn Casimir. De nevinovăția lui m-am convins deja. Casimir! Casimir! Ce mai e, frate? Ce mai e? Tatăl, după când înțeleg Casimir este vinocent. Ca un miel de Paște. Dacă nu sunt vinovat, păi mă miram eu. Dragul meu, Casimir! Dar cum de care de ziua, păi nu suntem la bărbat? Da, asta mă, este la primă, la este la primă. Eu tot nu știu ce a fost cu mine azi noapte. Numai Suzana poate să te lămurească. Da, da. Păi chiar l-am îmbătat. L-am îmbătat ca să-l folosesc să mă ducă la bal. Da, unde m-am întâlnit mai întâi cu domnul Justare și apoi cu toți Gerard care ne-au invitat la masa lor. Hai, de mea, da, mea, mi-a spus că de drag, tot ce am spus, fii de adunat, te rog, te rog să mă consigă cea mai bună prietenă. Apropo, nu v-am spus, bunul meu prieten Justare se însoară foarte curând. Da, da. Adevărat, domnule Justare. Da. Cu o fată de-a dreptul încântătoare. Păi, doctore, nu trebuie să-i cer una pentru el? Nu, în niciun caz. De data asta, eu cer eu singur. Da, din partea mea poți să fii liniștit, Justare. Pe cea mai încântătoare fată, tot eu am luat-o. Scumpul meu, spune ce păcate mai ai, că azi sunt în stare să ți le iert pe toate. Atunci, haideți la masă. Vom bea un pahar de vin pentru fericirea noastră și a voastră a tuturor, pentru că totul e bine când se sfârșește cu bine.